Imaginați-vă o porțiune de teren cu o suprafață de 34 de ori mai mare decât a Manhattanului. Acum, imaginați-vă că este acoperită cu un strat de deșeuri din plastic cu grosimea de 30 de centimetri, cât vezi cu ochii. Aproximativ 9,5 milioane de tone de deșeuri plastice, conform cele mai precise estimări, sunt aruncate anual în oceane. Suntem copleșiți de propriile noastre deșeuri, a declarat Jenna Jembeck, inginerul de mediu care a condus studiul din 2015, în urma căruia a rezultat acest număr uriaș. Potrivit studiului, această cantitate se va dubla până în 2025, dacă nu se va face ceva în acest sens, la scară mondială. Plasticul, un material ieftin, versatil și durabil, a fost în multe moduri un avantaj pentru omenire, folosit în orice, de la echipament medical la părți din avioane. Dar ceea ce l-a făcut atât de popular și implicit ușor de aruncat, l-a făcut de asemenea și o problemă majoră pentru oceanele planetei. Astăzi, plasticul este deșeul numărul 1 regăsit în oceane. Organizații non-profit care realizează o curățenie anuală a plajelor în mai mult de 150 de țări dezvăluie că plasticul însumează 85% din tot gunoiul colectat de pe plaje și din oceane, și asta e doar ceea ce putem vedea. În plus, există nenumărate particule de plastic în apele marine. Acestea sunt nebiodegradabile, dezintegrându-se în părți din ce în ce mai mici. Aceste fragmente, numite microplastic, au mai puțin de 5 mm lungime, sau cât lungimea unei semințe de susan. Studiile recente au arătat că particulele de plastic se pot desprinde și de pe hainele sintetice, realizate din poliester. Un singur ciclu de spălare poate elibera în mediu circa 700.000 de particule din plastic. Programul de mediu al Organizației Națiunilor Unite estimează că există aproximativ 51 de trilioane de microparticule din plastic în apele marine. Multe dintre acestea s-au acumulat în 5 mari aglomerări numite giruri. Aceste fragmente sunt numite smogul oceanelor. Poluarea creează probleme foarte mari, întrucât chimicalele conținute de plastic, dar și substanțele poluante pe care le atrage plasticul când ajunge în apă, reprezintă pericole foarte mari pentru sănătatea mediului și a oamenilor. Cercetătorii au colectat mici bucăți de plastic cu plase de pescuit, iar bucățile mai mari au fost observate de pe barcă. Ei au căutat în nordul și sudul oceanelor Pacific și Atlantic, în Oceanul Indian, pe coasta Australiei și în Golful Bengal. Majoritatea deșeurilor din plastic din toată lumea sunt adunate în 5 mari locuri din oceane de curenții circulare. Printre acestea se numără celebra groapă de gunoi din Pacific, care acoperă o suprafață echivalentă cu cea a statului Texas. După ce au pescuit timp de jumătate de oră în ocean, au prins mai mult plastic decât viețuitoare. Veștile proaste nu se opresc aici. Cercetătorii se așteaptă ca volumul de plastic din oceane să crească, având în vedere că producția de plastic de unică folosință este în creștere și doar 5% din plasticul din toată lumea este reciclat. Totuși, cum ajunge plasticul în oceane? Ei bine, o mică parte provine de pe vapoare și platforme petroliere, iar mai mult de 80% provine de pe uscat. Aruncarea deliberată de plastic în apă de către producători contribuie la o parte din acest gunoi, dar principala cauză este eliminarea greșită a deșeurilor. În 2010, mai mult de 50% din deșeuri din mai mult de 60 de țări au fost administrate inadecvat din cauza lipsei unei strategii de management al deșeurilor. În China, Indonezia, Vietnam, Thailanda și Filipine, considerate cele mai poluante țări din lume din punct de vedere al plasticului, cantitatea de deșeuri prost administrate se ridică la peste 75%. La nivel mondial, obiectele de unică folosință sunt cea mai mare sursă de deșeuri. Deși în prezent pare că lumea nu poate funcționa fără obiectele din plastic, acestea sunt o invenție extrem de recentă. Primele pungi de plastic au fost realizate în anii 50, în același deceniu câștigând popularitate și ambalajele din plastic în Statele Unite. De asemenea, plasticul afectează și viața din oceane, aproximativ 600 de specii diferite. O treime din țestoase au fost depistate cu plastic în interior, după ce au confundat meduzele cu particule din plastic. În februarie 2015, în stomacul unei baline moarte au fost depistate 30 de pungi de plastic. 90% din păsările marine mănâncă regulat plastic. Până în 2050, procentul va urca la 100%. Studiile arată că și oamenii pot consuma plastic prin intermediul vietăților marine pe care le consumă. În concluzie, fiecare dintre noi trebuie să acționăm la această chestiune, de asemenea și marile corporații, pentru a diminua efectele aruncării deșeurilor din plastic în oceane. Yeah.